Let us bow our heads in prayer. Dear Father in heaven, we are thankful that we have the chance to come and worship you in your house. We ask that you be with everyone here, be with the teens, and please bless our voices and our minds and help all that we say or sing be to your glory. Please, we ask that your praises will be a blessing for those listening and that you help us to close the Sabbath with your singing. In Jesus' name I pray, amen. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile. Și în fățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Și prin rănile lui simțem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin. Thank you.
Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu, și tu. Nu patru cuie l-au străpuns, când el pe cruce s-a așternu, și noi, cu sufletul ascuns, cu mii de pătim l-am străpuns, și eu, și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu, și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu, și tu. Și nu ostașilor prin sorți, cămașa albă și o dădu, și tuturor, dar tu n-o porți, și fără ea toți suntem morți, și eu, și tu. Nu doar în stânci sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatră unor forme reci, și eu, și tu. Și acum Iisus, cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, dar tu? Doamne, lângă cruce.
Tu ne-ai adus iertarea, ne-ai dat salvarea în dar, ne-ai scos din închisoarea păcatului murdar, ne-ai dat o nouă fire și un veșmânt curat, dar noi ca mulțumire, Iisuse, ce ți-am dat? Tu ne-ai adus putere, scântei din focul tău, o sfântă învăpăiere ce mistuie cei rău. Spre veșnica cetate o cale ne-ai tăiat. Dar pentru aceste toate, Iisuse, ce ți-am dat? Tu tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit, și inimă, și nume, și duh nemărginit. Și în zarea albăstruie, tu ce ai luat și cât? Doar 4 rând de cuie și o rană în piept. Atât. Iisus a fost în slavă cel mai înalt străjer,
Dar când veni să moară, mai înalt a fost ca în cer. Iisus a fost la Tatăl sublimul vieții rost. Dar când s-a dat ca jertfă, și mai sublim a fost. Iisus a fost în ceruri divinul slavei crin, dar când s-a întins pe cruce, a fost și mai divin. Căci niciun om pe lume, nici Iuda, nici Pilat, n-au înțeles că Domnul de voia lui s-a dat. N-au înțeles că mielul s-a dat el însuși prins, dar și-a ascuns ofranda sub haină de învins. Și astfel ne-a dat o pildă din gândul nepătruns, că fapta cea mai înaltă e jertfa înascuns. Amin.
happens when I am alone, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus, give me Jesus. Doamne, iată, mi se întinde cupa jertfei azi și mie. Nu mai strop din cupă care ți s-a întins odată ție. Însă teama mă cuprinde. Dă-mi putere să pot spune minunata rugăciune. Doamne, voia ta să fie. Crucea mea, fără mădoară, din prea greaua crucea ta, este gata și mă așteaptă. Fă-mă demn să o pot urca și în cuiele durerii doi fi prins, să labd, să tag, să dau glas Golgotei mele, iartă-i căci nu știu ce fac. Și când ziua învierii vei trimite pe pământ, și când viața peste moarte va călca peste mormânt, să mă înalți către lumină, pe când noaptea se destramă, pe când îngerul îmi strigă, vină, Tatăl tău te cheamă. Town the other day, just me and my daddy. He said I finally reached that age and I could ride next to him on a horse that of course was not quite as wide. We heard a crowd shouting, and so we stopped to find out why there was that man that my dad said he loved, but today there was fear in his eyes, and I said, Daddy, why are they screaming?
to die. Later that day, the sky grew cloudy, and Daddy said I should go inside. Somehow he knew things would get stormy. Boy, was he right. But I could not keep from wondering if there was something he had to hide. So after he left, I had to find out. I was not afraid of getting lost, so I followed the crowd to a hill where I knew men had been killed. And I heard a voice come from the cross, and it said, "Father, why are they screaming? Când ai strigat cu glasul tău de sânge spre depărtatul așa de depărtat, să-l chem pe cel ce în văi de moarte plânge, eram ca cel mai de pe urmă străinat. Simțeam vinovăția că mă frânge și totuși și pe mine m-ai chemat. Când ai jertfit mărimea ta divină pe crucea întunericului des, să alegi din noapte stropii de lumină cât niciodată nu poate fi înțeles, eram doar o fărâmă de ruină și totuși și pe mine m-ai chemat. Și când erai în ceasul de durere, am fost ca cel din tâi ce te-am lovit. Plângeau și eu sanalele în tăcere când îți găteam un loc de răstignit, cu cerul tot într-un mormânt cădere. Și totuși și pe mine m-ai iubit. Vor trece toate, câte în lung și în lat, pământ și cer avea vor un sfârșit, dar va rămâne cântec minunat. Din veac în veac, din stele auzit, că, Doamne, prea frumos, nemeritat,
căci Tu chiar și pe mine m-ai iubit. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și s-a prăvălit piatra de la ușa mormântului și s-a șezut pe ea. Înfătășirea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjirii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți, dar îngerului au luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi
căuta pe Iisus, ce a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Numai o singură amintire rămâne. Mântuitorul nostru va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe frunta sa rănită, pe coasta sa, pe mâinile și picioarele sale. Se vor păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Privindu-l pe Hristos în slava sa, profetul spune: din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Coasta înpunsă din care a curs și voiul purpuriu l-a împăcat pe om cu Dumnezeu. Acolo este slava Mântuitorului. Acolo este ascunsă tăria lui. Puternic ca să mântuiască, prin jertfă răscumpărării, El a fost puternic să execute dreptatea asupra celora care a disprețuit mila lui Dumnezeu. Iar semnele umilinței sale filmează cinstea sa cea mai înaltă. Prin veacurile veșnicii, rânile de la calvar vor provoca lauda sa și vor face cunoscută puterea sa.
Crucea Domnului Hristos va fi știința și cântecul, cântecul mântuiților de-a lungul veșniciei. În Hristos proslăvit îl vor vedea pe Hristos răstignit. Niciodată nu va fi uitat faptul că El, a cărui putere a creat și susținut lumile nenumărate prin domeniile vaste ale spațiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El, pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. Niciodată nu va fi uitat faptul că El a purtat vina și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfârșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea calvarului. Faptul că făcătorul tuturor lumilor a trebuit să părăsească slava sa și să se umilească din dragoste pentru om, va provoca totdeauna uimirea și admirație universului. Când națiunile răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când îi privesc tronul care iese din veșnicie în veșnicie și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbunesc încântarea înălțătoare. Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său prețios. Amin. Amin. Închidem serviciul divin din seara aceasta cu cântarea 249. Poți să te încrezi în Iisus.
Dear Father, we want to thank you for being such a loving God. We want to thank you for sending your only Son here to die for our sins. And help us always remember that, and help us to always be grateful for you for that. I want to thank you for this church family. I want to thank you for everyone here. Bless you, everyone here. I want to be with the youth of this church. Continue to bless them and send your Holy Spirit to guide us in the right way and give us wisdom. We love you. Thank you always. In Jesus' name, amen. Amen.